prieteni, mă bucur să ne revedem din nou la emisiunea Pentru Noi Femeile. Tema ediției de astăzi este activitatea misionară. De aceea vă invit să citim împreună câteva versete din Sfânta Scriptură, și anume din Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele 18, 19 și 20. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus cu care se încheie frumoasa Evanghelie după Matei. Cuvinte intitulate sau mesaj intitulat și Marea Trimitere. Cu aceste gânduri se desparte Domnul Iisus la plecarea în ceruri de ucenicii săi. Astăzi aș vrea să rămânem asupra cuvintelor citite și vom discuta cu invitata noastră care a înțeles într-un anumit fel și chiar are o plecare în misiune autentică. Este vorba de Raluca Fărcaș, care a plecat din Statele Unite în misiune în Republica Moldova. A trecut de pe un continent pe altul, a trecut peste ocean ca să vină în ajutorul celor care au auzit mai puțin sau deloc despre Dumnezeu și despre dragostea Lui. Raluca, bine ai venit la Credo TV, bine ai venit la Cluj-Napoca, bine ai venit în România! Mulțumesc, îmi pare bine că sunt aici din nou! A vrea să vorbim despre misiune, despre activitatea misionară, cu scopul de a-i ajuta și pe alții care își doresc să meargă sau care sunt deja misionari, să facă mai bine lucrarea. Și am citit deja aceste versete din Matei și aș vrea să îmi spui ce înseamnă ele pentru tine. Cum îți vorbește ție acest pasaj? Yeah. Deci e un pasaj foarte, foarte special și pentru mine personal. Ce îmi vorbește mie, Domnul, prin mesajul ăsta e că toți suntem misionari. Dacă mergem la școală sau dacă mergem la lucru în fiecare zi sau dacă mergem peste hotare sau în altă țară, e important să fim unde Domnul ne cheamă. Ca și creștini, cred că toți avem lucrarea asta. Nu vorbește versetul Domnului numai pentru misionari în general, vorbește ca toți suntem misionari și toți trebuie să facem partea noastră pentru împărăție, să aducem oamenii la credință. Oriunde Domnul ne pune, la lucru, la muncă, la școală, deci toate activitățile noastre, orice îi, trebuie să fim, să spunem despre Hristos, să vestim Evanghelia oriunde Domnul ne pune. Dar totuși, cum definim misiunea? Sau cine este misionar? Doar acei care pleacă în misiune, pentru că noi la biserică ne rugăm pentru misionari. Se întorc misionari, îi binecuvântăm, facem colectă pentru misionari. Atunci trebuie să existe o categorie specială de oameni care fac misiune, da, nu-i așa? Da, e adevărat. Cred că în împărăția Domnului cam toți avem partea noastră. Deci sunt oameni care știe că trebuie să lucrează într-un mod, într-un cartier sau să fie studenți și pot și ei să fie misionari în locașul ăsta, oriunde Domnul îi află. Sunt oameni care Domnul îi cheamă numai să lucre de la ora 8 dimineața până la 5 și să lucrează în fiecare zi, să hrănească familiile lor și să dea un protejaz la misiune, la lucrarea Domnului. Deci un suport. Da, un suport. Și Domnul ne trebuie și oameni din ăștia care sprijină lucrarea Domnului. Eu văd că sunt două categorii.
sunt oameni care chiar merge în misiune, misionari, și sunt oameni care trimite misionari. Și trebuie să știm în viața noastră spirituală, în viața noastră creștină, ce fel de oameni suntem. Suntem oameni care Domnul ne trimite sau suntem oameni care trebuie să trimitem pe alții să meargă? Eu mă simt ca și simt că am o onoare specială să pot să fiu din categoria care merge. Dar nu aș putea să fiu trimisă dacă nu am cineva care mă trimite acolo. Deci cam așa văd eu rolul a un misionar. Putem înțelege din ce spui tu și din ce am citit că în Împărăția lui Dumnezeu este așa ca și într-o mare companie în care sunt angajați care lucrează la birou și sunt unii care fac munca de teren, care merg peste mări și țări sau poate în orașul lor și vizitează pe clienți sau pe furnizori. Da. Deci probabil că așa este și în Împărăția lui Dumnezeu. Sunt unii care stau acolo unde e și familia lor și contribuie ca alții să poată pleca. Da, Rodica, cam așa e lucrarea Domnului, așa e ca și o companie, într-un fel. Și noi trebuie să știm lucrul nostru, munca noastră și să o facem aia. Ca și în orice companie, dacă ne avea oameni care stă la post sau stă undeva, nu, n-ar putea compania să meargă, nu? Îi trebuie oameni de la telefon, alte titluri. Ne trebuie toate titlurile. La contabilitate, da, exact. Aceea nu pleacă niciodată, stau totdeauna la birou, dar fără ei nu fără ei nu ar putea. Și cam așa văd eu lucrarea asta Domnului care face. Toți avem o parte și trebuie să cunoaștem rolul nostru foarte specific și să-l cunoaștem și să-l facem. Și așa Domnul deschide împărăția și mută împărăția, lucrarea care El face aici pe pământ. Crezi că între cele două categorii, între cei care pleacă în misiune și cei care trimit pe alții în misiune sau sprijină, nu-i nicio diferență? Deci importanța fiecăruia e la fel de mare? Eu cred că nu-i nicio diferență. Cred că numai cu adevărat să știm rolul nostru. Este niște talente, niște cam toți ni se dă talente din partea Domnului și sunt alții care Domnul a pus talentul ăsta să poată să meargă și sunt alții care are alte daruri și alte talente și important să știm talentele noastre, cum să slujim Domnului și cu talentele care El ne-a dat, cum zice și Hristos în Proverbe or în Matei, vorbește despre talente, la cineva i-a dat 5, la altcineva patru. Sau talanți, în versiunea limba română. Da. Deci suntem cu toții la fel de importanți, așa este. Dar oare cine alege? Noi alegem să plecăm sau să susținem sau Dumnezeu este Cel care face alegerea? Asta e foarte bună întrebare. Cred că depinde și de noi. Deci, da, Domnul alege un viitor pentru noi și ne dă un talent sau un destin, cum ar fi, da. Dar avem și noi influența noastră. Da, influența noastră și avem alegerea dacă vrem voia Domnului în viața noastră sau nu. Și sunt foarte mulți creștini în ziua astăzi care merg la biserică și nu-și cunoaște potențialul, nu-și cunoaște pentru ce sunt creștini. Că cred că Hristos nu ne mântuiește numai să mergem și să ținem banca caldă în fiecare duminică, ci ne mântuiește cu un scop și avem un scop în viață din momentul în care devenim creștini și trebuie să cunoaștem scopul ăsta și să-l cunoaștem foarte, foarte bine. Probabil că sunt unii care se întreabă cum ar putea să afle care-i scopul lor, care-i chemarea pentru ei. Poate îi poți ajuta. Dacă aș putea să-i ajut, am zice numai cum am găsit eu. Da, din cred experiența că exemplul mea, personal este foarte de ajutor. Da,
Deci, am vorbit data trecută despre mentori. Cred că da. Mentorii e foarte important. Nu numai să avem mentori în viața noastră care vede potențialul și când noi nu vedem în noi însuși, dar mentori, să devenim mentori pentru alții. Deci Hristos ce-a făcut? A avut ucenici și după aia ucenicii au fost într-un fel au mers și ei au fost un lider, mentor pentru alții. Da. Și cam așa trebuie să fim. Asta e ideea lui Domnul despre ucenicizare. Mulțumesc. Deci da, trebuie să fim mentori și trebuie să avem mentorii ăștia în viața noastră, să vadă potențialul în viața noastră și să ne drumează într-un fel spre scopul lui Domnul. Și a doilea rând, cred că trebuie să vrei. Foarte mulți merg și vorbesc la tineret de multe ori, oriunde sunt invitate și de multe ori mă întreabă tinerii, cum găsesc, cum ai știut că trebuie să fii misionară? Să merge acolo, da. Și cum pot eu să găsesc scopul meu? Și eu pot să le spun un lucru. Dacă nu știi scopul tău, dacă nu știi ce vrea Domnul cu viața ta, e că nu vrei să știi. Nu vrei să știi. Că când vrem să știm, când avem pofta aia, să vrem să știm, atunci facem orice. Postim zile și luni întregi. Când vrei să știi ceva, când ai ceva care... Doamne, nu plec aici până știu, până am binecuvântarea ta, până îmi vorbești tu. Și de multe ori nu avem râvna aia, nu avem pofta aia să cunoaștem. Doamne, ce e planul tău cu viața mea? Și Domnul în Biblie ne spune de multe ori că nu spune la orice planurile lui. Spune la ăia care caută, nu? Da. La oamenii care caută voia lui. Și cam așa nu avem foamea asta în suflet să vrem să știm, Doamne, ce e planul tău? Și eu i-aș îndrumea pe tineri, pe oricine caută scopul în viață. Doamne, ce vrei cu viața mea? Să aibă un timp ca să se roage. Să aibă un timp ca să cu adevărat, să aibă foamea aia din partea Duhului Sfânt. Doamne, caut și vreau să știu și nu mă las de tine până îmi spui ce vrei cu mine. Să trăiesc o viață cu scop. Da, da, exact. Tu la ce vârstă ți-ai pus problema în modul acesta, așa de serios? cred că cam la vârsta 18-19 am mers prin viață și am zis că trebuie să fie mai mult decât viața asta. Lucrăm de la 8 până la 5, venim acasă, e viața normală. Nu m-a adus plăcere. Împlinire, da. Nu m-a adus împlinire. Și am zis, Doamne, cred că cu mine ai ceva special. Cu mine trebuie. Eu nu pot să trăiesc viața asta în normal. Vreau să fiu total pentru tine. La vârsta aceea erai în biserică, da, nu? Eram în biserică, slujeam aici cu tinerii împreună, deci tot timpul am fost în lucrarea Domnului într-un fel, dar am zis că, Doamne, vreau să lucrez pentru tine total, toată viața mea. Și foamea asta m-a dus să caut, Doamne, ce e scopul cu viața mea? Ce-i planurile tale cu viața mea? Dar trebuie să fie o foamete în sufletul nostru, primul rând, să putem să căutăm. Foamea asta vine cumva și datorită faptului că ai cunoscut oameni care au făcut ceva important pentru Dumnezeu și au fost împliniți și ai vrut să faci și tu ca ei? Cred că de când am fost mică, mă uitam la filme care au fost cu Superman și cu Batman și cu oameni care au fost heroes. Da, eroi. Da, într-un fel. Și am zis, wow, oamenii ăștia au fost oameni ordinari. Obișnuiți, da. Care au făcut lucruri extraobișnuite. Deci lucruri mai presus, lucruri care nu au fost normale pentru ei. Neobișnuite, mărețe. Da, da, mulțumesc. Și
studiind, odată când m-am dat viața Domnului, studiind Biblia, am văzut că cam asta face Domnul cu noi. Ia oameni care sunt simpli, normali și fac lucruri foarte, foarte mărețe. David e un exemplu. De fapt, Dumnezeu da. Face prin ei aceste da. Lucruri. Moise e alt exemplu. Și am știut că, Doamne, dacă ai un scop cu mine, știu că viața asta normală nu-i pentru mine, ci vreau să trăiesc o viață mai extraordinară, într-o fel. Ai dat numai exemple de bărbați. Acum te rog frumos să ne zici și câteva exemple de femei din Biblie. Estera. Care îți plac ție, da? Da, da. Estera e una foarte interesantă pentru mine personal. Râvna ei și potențialul ei și cum Domnul i-a vorbit. Lidia e alt exemplu foarte mult. Deci, cred că noi în Europa n-am primi Evanghelia dacă n-ar fi fost pe Lidia, pentru Lidia. Ce îmi place despre Lidia cel mai mult e fiindcă mă asemen în lucrarea cu ea. Ea a avut deja un grup mic de studiu cu femeile. Și nu știu dacă Biblia nu zice exact dacă e cu femeile, dacă a fost și bărbați acolo, dar ea era deja. Avea un grup mic. Și prin ea, Domnul a adus Evanghelia aici, în Europa. În Europa. Da. So, ea e o femeie așa, specială pentru mine, care... Ai spus de Estera și aș vrea să citesc câteva versete, sau poate numai unul, care este, de fapt, o provocare la misiune, ceea ce îi spune unchiul Esterei atunci când vine acel pericol pentru evrei. În versetul 14 din capitolul 4 zice Estera, Mardoheu îi spune Esterei, căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea va veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Și acest verset, mai ales partea a doua, și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta avem libertate, avem o mașină, avem o pregătire, avem posibilități, avem televiziune creștină, avem organizații creștine care sunt lăsate să lucreze. Și oare nu doar atât mai lipsește ca noi să ne asumăm rolul? Să ieșim în față? Da, da, eu cred asta foarte mult. Și îmi place că, e cum am spus înainte, m-a întrebat că dacă cred cu adevărat că fiecare dintre noi avem un scop, da, și asta a fost scopul Esterei. Și îmi place din versetul ăla că zice, dacă nu tu, Domnul o să scoate altcineva. Da. Și cam așa e și cu noi. Deci noi avem o alegere din partea Domnului. Putem să mergem, da, Domnul ne arată drumul și ne îndrumează. Dar avem o alegere. Facem voia Lui sau nu? Putem să fim în confortul nostru, să ținem banca caldă în fiecare duminică, sau putem să ieșim afară și să zicem, Doamne, vreau ceva mai mult cu viața mea decât asta. Știu că caut ceva mai mult. Și totuși, sunt atât de mulți oameni care, cum ai spus tu, ocupă locul în biserică. Ei sunt în familia lui Dumnezeu, dar parcă nu că spunem noi, nici ei nu se pot bucura că sunt niște eroi sau ei spun, cred că Dumnezeu nu are nimic deosebit pentru mine. Oare să fie așa? Oare sunt oameni pe care Dumnezeu îi alege pentru lucruri foarte deosebite și la alții le dă așa numai roluri secundare? Deci cred că Domnul nu ne dă rolul, ne dă rolul potrivit pentru noi. Eu nu aș putea să fac lucrarea din Moldova, lucrarea din Republica Moldova, dacă n-aș avea oameni în spatele meu care au stat în spărtătură pentru mine și au stat în rugăciune și au stat și au mijlocit în partea Domnului. Și ne trebuie și oameni din ăștia care sunt în rugăciune, care au darul ăsta din partea Domnului să meargă înainte și să se roage pentru misionari, biserici, da,
care stau acolo și țin bancă caldă numai să fie un mijlocitor pentru popor. Și da, ne trebuie și oameni din ăștia. Cred că pentru noi avem, rolul ăsta e mai presus, rolul mai ăsta, vizibil. Da, mai vizibil, rolul ăsta nu e așa, dar Domnul privește la tot egal. Deci toți suntem egal în împărăție, toți suntem egal când primim mântuirea. Și cam așa cred că e și cu rolul nostru. Tot e egal. Deci, Domnul, dacă ți-o dat mai multe talente, îți cere mai multe talente înapoi. Dacă Domnul ți-o dat numai talentul de a ruga pentru cineva sau să stai în spărtătură, să te rogi, deci talentul ăla ți-l cere. Numai unul. Deci, da. Depinde ce darul Domnul ți-a pus în inima ta. Și să faci ăla, să faci corect și să faci bine. Cu toată inima. Da, și cu toată inima, da. Așa cum spune în altă parte, tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Și lucrurile de zi cu zi, să fie cât mai perfect făcute, ca și cum ai face pentru Dumnezeu. Acum, dacă vorbeam de plecarea în misiune, pentru că vreau să vorbim mai mult de partea asta, pentru că tu ai plecat și ai mai multă experiență în viața aceasta de a merge misionar, nu neapărat în a sprijini, deși, cum ai spus, ai nevoie de foarte mulți oameni care să te sprijine. Crezi că este mai important sau mai eficient să mergi într-o altă țară, într-o altă cultură, sau este la fel de important și să rămâi misionar în cultura ta? Poate să mergi într-un alt oraș sau sau exact în orașul tău și să te ocupi doar de partea... Cred că un misionar de definiție e unul care lasă cultura care a fost crescută în și pleacă într-un locaș nou. Deci eu, când am făcut foarte multă misiune în Arizona, unde am stat, dar am știut că Domnul mă cheamă la altceva și de multe ori m-am întrebat... Ce făceai în Arizona? Am avut un proiect de Feed the Homeless, mergeam pe stradă și... Adică hrănește-i pe cei fără casă, da. Să traducem da, pentru mulțumesc. Cei care, da? Și am dat mâncare, mergeam pe stradă și le spuneam Evanghelia și le duceam mâncare în fiecare săptămână, vorbeam cu ei, încercam să facem relații, să le spunem despre Hristos. Am avut un grup de studiu cu fete în timpul ăsta. Făceam conferințe, organizam conferințe pentru femei în toată America, în Arizona, în Portland, în Chicago, în Detroit. So, cam cu asta m-am ocupat. Deci asta era misiunea ta, da. Până la un anumit punct. Da. Și de multe ori când Domnul m-a chemat în full-time ministry, în lucrare totdeauna... Adică... full-time, înțelegem și noi aici, cu o normă întreagă. Da, numai asta întreagă. Să faci, dedicare totală. Am simțit că Domnul vrea să plec din cultura care am fost, din America, și să merg în Moldova. Și n-am știut, Doamne, de ce? Ne uităm, sunt foarte mulți misionari care merge în America să fie misionari. Sunt alții care, din Moldova, care pleacă în Afganistan sau în altă. Doamne, de ce nu lași toți misionarii să stea acasă și fiecare să misionează în țara lor. Dar cu cât am întrebat pe Domnul mai mult despre întrebarea asta, cu cât m-a descoperit că în momentul în care noi ne luăm și plecăm în altă țară, e ca și o foarfecă că merge și taie toate rădăcinile. Deci nu mai avem familii, nu mai avem alte relații, prieteni. Trebuie tot e nou. Deci trebuie să mergem în altă cultură și să începem cam de la zero. Să începem cam de la nimica și să începem în sus. Și asta pe definiție înseamnă să fii misionar. E să pleci de la cultura ta și să mergi la altă cultură care e nouă. Am învățat că un lucru care e foarte important ca și misionarii, să fii ca și oamenii acestea care merg să misionează. Hristos, vedem cel mai bun exemplu de ar fi misionar, el nu a fost născut în
ceva palat mare ce a fost născut în, zicem, normal, așa. Da. Și neanormal. Adică chiar mai prejos decât oamenii din vremea lui. Da, au avut haine normale, nu haine de împărat sau de haine. Papuci normal, sandale normale, papuci care noi împartem, nu haine regale. El a fost cel mai bun misionar care eu am luat exemplu de. Acum când eram în Moldova, îmi spune odată cineva de acolo, Ralu, tu nu ești ca și alții. Și eu întreb, dar ce înseamnă asta? Tu mergi cu rutiera, tu mergi cu trolebus ca și noi. Tu umbli ca și cum noi umblăm în Moldova. Nu ca și, nu-ți iei mașină să mergi cu mașina sau să mergi cu ceva, cu altceva. Și asta am văzut că e un lucru foarte important, să fim ca și cultura care mergem la. Asta a făcut Hristos, nu? A venit și a devenit cultura noastră, a fost. Deci a adus cultura împărăției jos la noi. Și cam asta trebuie să facem și noi când mergem în altă țară, să devenim cultura aia, dar să nu uităm de împărăția Domnului și să luăm cultura. Să punem principiile în cultura respectivă. Da, da. Și cât de greu este să treci barierele astea culturale și poate chiar sociale, pentru că nu cred că e foarte ușor din prima zi să te adaptezi la mediul acela în care n-ai mai trăit până atunci. E foarte greu. Deci eu am fost crescută în America, cum le-ai spus, și n-am fost într-o cultură comunistă și n-am știut ce înseamnă aia comunistă, să trăiești într-o cultură comunistă. Primele zile care am fost acolo, când ne-am mutat în Moldova, apa s-a închis pentru 4 zile. N-am avut apă. A fost o căldură afară și n-am avut apă. Și n-am știut de ce s-a oprit apa. Nu știm, așa s-a primit. Și chiar mă întrebam, dar nimeni nu... Asta oamenii nu se întâmple în Moldova. Oamenii problema că e ceva normal. Da, e ceva normal și eu n-am fost obișnuită. Cum se... Trebuie să stea anunț, trebuie ceva să se întâmple, nu? Deci au fost foarte multe care trebuia să... diferențe culturale care trebuia să mă obișnuiesc. Cum? Și în timp ai reușit. N-am avut ce face, da. Totuși, ce recomanzi celor care vor să plece în misiune într-o altă țară? Să zicem, de aici, din România, pleacă în India sau într-o țară cu un nivel de trai mai jos sau din Statele Unite vin aici la noi în România în misiune. Ce pregătire ar trebui să facă? Ce le recomanzi tu să facă înainte să ajungă în locul acela? Cred că un lucru foarte important e să dorm pe jos. Să te înveți să dormi pe jos. În misiune am dormit pe jos. Când am fost în școală misionară, am dormit pe jos. N-am avut. Deci, trebuie să te înveți să știi să dormi în pat și să știi să dormi și pe jos. Alt lucru, cred că e foarte important, să mergi în cultura asta, în țara asta care vrei, ai ales-o, să simți din partea Domnului care trebuie să mergi. Și să ai o perioadă, o lună, două înainte, să faci un pic un short-term mission. O misiune scurtă, da. O vizită misionară de o lună sau așa. Să vezi dacă poți să, cu adevărat, să te adoptezi în cultura asta. Să vezi cum sunt lucrurile acolo. De multe ori sunt foarte mulți misionari care merge prin credință și numai merge acolo. Eu personal nu înțeleg asta. Eu aș vrea să văd o cultură și să văd cu adevărat Domnul îmi dă harul să pot să trăiesc în cultura asta sau nu. Că dacă Domnul ne trimite, deci El ne dă și harul să putem să fim în cultura asta. Ca și la un tratament. Prima dată iei o doză mică ca să vezi dacă nu ai alergie și pe urmă iei doza cea mare. Ai spus deja câteva lucruri la care trebuie să renunți când pleci în misiune, la confort, la pretenții. La ce mai trebuie renunțat? Cred că la așteptări.
la așteptări foarte mult și la limbă. De multe ori mergem în cultură și e foarte greu, limba e un greu foarte, un lucru foarte greu care mulți misionari are un timp greu cu limba. Și bine să înveți limba dinainte, da. Să ai un basis în limba respectivă bine, la plecare. Da, dacă e posibil să înveți limba dinainte, o să-ți trebuiască un an de acomodare. Acomodare, da, mulțumesc. În cultură. Să înveți limba, să înveți... deci eu am crezut că Republica Moldova o să fie destul de ușor pentru mine, că am știut românește. Da. Dar când am fost acolo, foarte multe lucruri, și că vorbesc românește, nu le-am înțeles. Că întrebările sunt cam altfel. Și nu te întreabă cum ești tu, ci cum la tine. Și trebuie să răspunzi altfel. Deci, da, cred că orice misionar îi trebuie un an să se obișnuiască, să găsească, ok, ce-i lucrarea mea, ce lucruri, unde e piața? Un lucru care am făcut prima lună, am găsit piața în Moldova, în Bălți, în orașul care am stat, unde e piața? Cum plătesc comunalele? Cum, să te gospodărești, da, chestiuni administrative. Da, da. Uh-huh. Ce pot să mănânc, ce nu pot să mănânc? Deci lucruri din astea trebuie să știi. Și îți trebuie o perioadă de timp să le înveți. Și ca să înveți lucrurile acestea, nu știu, probabil e mai bine să te atașezi când mergi într-o țară de o organizație misionară care un pic te ajută sau să găsești pe cineva acolo ca și mentor la fața locului. Deși sunt și misionari care se duc pur și simplu pe cont propriu, deci nu sunt sub umbrela nimănui. Cred că e foarte important să avem biserica, să ai o biserică locală. Nu numai biserica locală unde slujești, dar biserica de acasă, de unde vii. Să fie o biserică care se roagă pentru tine și dacă nu te susține financiar, dar măcar rugăciune, să știi că ești sub un... umbrela. Da. E sub protecția, ceva. Sub protecția spirituală. Da. Dată de rugăciunile acelei biserici. Da. Și asta e foarte, foarte important. E un lucru care am pus înainte Domnului și am vrut foarte mult să fiu sub cineva, să știu că sunt am frați și surori acasă care se roagă pentru mine și mă susține în rugăciune. Tu te referi acasă în Statele în Unite? În Statele Unite, da. Aha. Da. Și dacă, în Republica Moldova? Da, am o biserică care pot să și să spun că e biserica mea de acasă, din Moldova. Lumina Lumii în Bălți, biserică penticostală și e o biserică care m-a susținut foarte mult. Deci a fost așa cu mâini deschise când am intrat în Moldova. Cu adevărat m-a onorat. Am avut frați și surori din biserică care m-au întrebat cum ești, cum e, ce putem să te ajutăm. M-au invitat la ei acasă. Am făcut relații împreună cu ei și e foarte important să lucrez cu o biserică locală. Asta am văzut alt lucru care e important. În orice se găsește, dacă nu este biserică, asta e greu. E și mai dar greu. Să găsești să te hrănești spiritual. Acum avem tehnologia asta care e așa de mare, emisiuni și televizor și internet. Și, da. Deci și lucrarea creștină și Evanghelia e foarte multă în internet, în televizor. Deci sunt moduri de a te hrăni spiritual. Și cred că e foarte, foarte important pentru un misionar să găsească, dacă nu are o biserică locală, că poate e într-un locaș care deloc nu e biserică. Da, foarte izolat. Da. E foarte important să găsească, să se hrănească în fiecare zi cu cuvântul Domnului. Când pleci, ai de renunțat, așa cum ai spus tu, la niște relații. În primul rând, poate dacă ești tânără, așa cum erai tu, trebuie să pleci de la părinți. Cum faci când te desparți de ei? Cum îi
faci să înțeleagă că ești în voia lui Dumnezeu. Bănuiesc că nu întotdeauna părinții, nu știu cum a fost în cazul tău, înțeleg sau păstorul bisericii înțelege că ai făcut alegerea cea mai bună. Deci părinții mei nu au fost de acord deloc când eu am ales să fiu misionar și am știut că Domnul mă cheamă. Același, erau creștini? Da, erau creștini. Tatăl meu s-a pocăit acum 3 zile înainte de ce eu să mă urc pe avion să merg în Republica Moldova. Și mama era? Mama era creștină, da, de mulți ani. Dar a avut un timp foarte greu să înțeleagă voia Domnului, să înțeleagă că cu adevărat asta e ce Domnul mă cheamă la. Un lucru care o vrut foarte mult din partea mea e să termin universitatea, să am ceva meserie, să am ceva... și ei ar fi vrut să am și un post de lucru în meseria aia. Am știut ce-ar fi vrut părinții tăi să devii? Deci orice, numai nu misionar. Aha. Orice. Și de ce? De ce nu vroiau să devii misionar? Ce îți spuneau? Bă, ne ziceau niște riscuri, niște dezavantaje, da. Pentru că părinții își iubesc copiii. Deci fiind părinți care au crescut în România, m-au spus asta de multe ori, m-au luat afară din cultura asta, din România, care a fost comunistă, să mă ducă în America, să am oportunități mai bune, mai școluri mai bune, o viață pentru viitor de mai calitate, bună. Da. Și a fost foarte greu ca ei să acceptă că eu renunț la viața care ei o s-au sacrificat pentru ea, da? Și că merg într-o țară comunistă care ei au încercat așa de greu să mă iasă. Să scape de acolo. De afară, da. Dar până la urmă, Domnul trebuie să vorbească pentru noi și Domnul trebuie să vorbească la inimile lor și au vorbit cu adevărat la inimile lor și... Cum s-au convins? Sunt foarte interesată să deci știu nu, povestea. Nu știu, nu cred că a fost și acum, tot acum am probleme și de multe ori, hai acasă, hai... e de ajuns acolo și nu a venit Moldova afară din sistemul tău, dar văd că Domnul le-a dat pace într-un fel, că El are grijă de mine. Și au văzut cu adevărat că de 2 ani de când sunt în misiune n-am lucrat și Domnul m-a purtat de grijă și n-am dus lipsă de nimica. Și asta cred că a vorbit volume pentru ei. Și am lăsat ca Domnul tot timpul are modalitatea lui și știe ce trebuie și au fost foarte mulți mentori care au venit la noi acasă și au stat de vorbă cu ei și uite, chiar asta e ce Domnul o cheamă Raluca să facă și trebuie să vedeți asta și au fost ok pentru câteva zile, după aia iarăși o schimba mintea. Deci nu pot să zic că a fost un mod așa, într-o zi, gata, au zis, ok, du-te, n-avem ce mai să-ți spunem, da. Încetul cu încetul văd cum Domnul îi schimbă. Da, inimile lor. Tatăl meu, primul an când a mers în Moldova, nu a vrut nici să audă că eu vreau să fiu misionară. Și a fost foarte interesant, 2 săptămâni înainte de ce să merg în școală misionară, el a avut un atac de inimă. Și a fost în spital și am mers cu el și am stat lângă el și pentru prima dată în 5 ani a vrut să știe de ce vreau eu să fiu misionară. Și am stat acolo și am avut un moment așa foarte special cu el și spuneam, tati, asta e lucrarea Domnului și asta e ce Domnul mă cheamă și nu pot, nu mă las în pace până sunt în voia lui. Și avea lacrimi care curgea pe ochii lui și au văzut cu adevărat și în timpul când am mers la m-a dat binecuvântarea să plec și să fac voia Domnului, să fac ce Domnul mă cheamă. Da. Și am știut că am binecuvântare și n-am vrut să plec fără binecuvântarea Lui. A fost foarte important pentru mine să primesc binecuvântarea Lui.
Și în timpul când am fost în școala de misiune, tot mă rugam și spuneam, Doamne, Tu mă trimiți în Republica Moldova, dar sunt oameni din casa mea care nu sunt mântuiți și tatăl meu nu a fost credincios. Dar tot mă rugam, de când știam să mă rog, mă rugam pentru el. Și 3 zile înainte de ce să plec în Republica Moldova, el se îmbracă în alb și zice că e gata să primească botezul. Și a fost așa un moment foarte special pentru noi ca și o familie. Că era organizat botez la biserică? Da. Și nu la biserică, deci la noi acasă. La voi acasă. Da. Oh, cred că ai primit așa o putere din acea bucurie. A fost altă confirmare că Domnul vrea să meargă în Republica Moldova și mă trimite El și e ca și cum a spus, mai ce o să mai fac pentru tine să-ți arăt că asta e chemarea care am pentru tine? Da, minunat. Cum au privit cei din conducerea bisericii decizia ta? Deci, eu am fost la biserică pentecostală, Happy Valley, în Arizona și nu pot să zic, deci m-a dat binecuvântarea, dar nu pot să zic că a fost prea o fată singură să meargă în misiune. Nu era ceva foarte obișnuit. Nu era obișnuit deloc. N-ați plecat două fete, totuși, spuneai. Am plecat, da. Anca Danciu era din Portland. Deci erați din biserici diferite. Okay. Biserici diferite, da. Nu n-am avut un timp ușor, dar acum, de câteva luni, în timpul când am fost înapoi în state, Domnul a deschis o ușă să merg la altă biserică care cu adevărat o mă suportă, apreciază da, mă suportă în rugăciuni și sunt binecuvântată să fiu în biserica aia și cum Domnul m-a vorbit, e foarte interesant, în timpul când eram în misiune, păstorul și slujitorii de la biserica asta, Living Waters, ei mă trimitea e-mails. Ralu, ce e nevoile tale în misiune? Cum putem să te ajutăm? Ce putem să facem pentru tine? Și am fost așa surprinsă că eu n-am fost membru la biserica și lor. Și încurajată totodată. Da, dar ei m-au susținut și am văzut asta și am zis că asta e biserica care vreau să fiu parte. Asta e biserica unde Domnul vrea să merg și să fiu. Deci ai găsit și oameni care slujesc, așa cum am vorbit la început, prin suport, prin trimiterea misionarilor și asta e indispensabil. Poate încă o dată aș vrea să mai subliniez cât de important e pentru tine atunci când ești acolo în Republica Moldova și lucrezi efectiv, să știi că acea biserică sau acele persoane se roagă pentru tine sau își pun banii deoparte sau se gândesc la tine. Cât de mult contează asta? Foarte mult. Deci nici nu pot să-ți spun, Rodica, cât de mult contează. E o binecuvântare foarte mare. Dacă pot să spun o mică poveste. Te rog. Când eram cu Anca anul trecut, în octombrie, vin acasă și zic, cred că asta e toți banii care avem în cont. Și ea zice, bine, hai să ne rugăm. Luăm 3 zile de post și de rugăciune. Și ne-am rugat și chiar în prima zi de post și rugăciune îmi trimite biserica asta, Living Waters, un e-mail și zice noi o să avem o conferință de misionari și vrem să vă punem pe tine și pe Anca în anunțurile noastre care facem. Puteți să ne trimiți niște poze, niște informații de... Conferință despre misiune. Da, despre lucrarea care voi faceți acolo. I-am trimis poze, n-am expectat, n-am avut nicio... așteptări, nimica. A treia zi, ei nu știu că noi chiar n-am avut nimica. Nevoi. Da. A treia zi, chiar de post și de rugăciune, primesc un e-mail înapoi din partea lor și zice, uite, Ralu, biserica noastră a strâns 1500 pentru voi. Unde pot să trimit banii ăștia? Și a fost așa o mare... Wow, eu și Anca am fost așa surprinsă și... Credința întărită și problema rezolvată. Da, exact. Și a fost, Doamne, Tu cu adevărat lucrezi și nu ducem lipsă de nimic. Și am văzut asta. Am văzut când ieși cum Petru, când Domnul a chemat pe Petru să vină afară din vapor,
E spus să umblă pe apă și, cu adevărat, anii ăștia în misiune am simțit ca și cum am fost Petru, cum am umblat pe apă. Și nu trebuie să te uiți la dreapta sau la stânga sau la apa care umbli pe... Că, Doamne, chiar nu am nimic să mănânc, dar numai la Hristos. Numai la Hristos. Și asta e să mă simt ca și misionar că umblu pe apă în fiecare zi. Da. Acum, în puținele minute care ne-au mai rămas, cred că am reușit împreună să conturăm așa un portret și niște sfaturi pentru cei care vor să plece în misiune. Spune-ne efectiv ce faci acolo. Pentru cei care n-au văzut prima emisiune la care ai fost invitată, care e lucrarea ta în Republica Moldova? Deci lucrarea e cam mare. Fac câteva lucruri. Primul lucru și un lucru care mă ocupă cel mai mult e lucrarea cu fete. Avem vreo 10 grupe în toată Republica Moldova, câteva în saturi, câteva în orașe și facem studiu biblic cu fetele. Sunt grupe care sunt necreștine sau fete care sunt de la școală sau de la colegi sau universitate și sunt alte fete care sunt din biserică. Deci fete care trebuie evangelizate și fete care trebuie crescute spiritual, într-un fel. Eu personal mă ocup mai mult cu liderul de fiecare grup. Avem o fată care conduce studiu biblic. Deci liderul de fiecare grup, facem conferințe, facem seminare și mentorez fetele astea. Le învăț cum să țin un studiu biblic. Deci călătoresc în toată Moldova, în fiecare săptămână am câteva grupe care merg să vizitez, merg să vorbesc, las-o. A doilea lucru, învăț clasă de engleză la Biserica Lumina Lumii din Bălți. Deci predai lecții de engleză, da. Și asta e un mod de evangelizare. Să aducem oamenii din oraș la biserică. Și cu adevărat, eu n-am avut așa mare credință că am crezut că clasele astea de engleză o să ajută pe cineva să vină la Hristos, dar cu adevărat am văzut, am avut vreo 4 studenți care au început să vină la biserică. Și a fost o mărturie foarte mare. A treilea lucru, avem niște familii sărace care în fiecare lună merg, aduc bani, le fac cumpărături, le aduc bani din familii din America care vrea să ajute, aduc ajutoare, haine care sunt un pic uzate, pachete, containers de haine care avem, le aduc la familia astea, le ajut cu orice și orice pot. Deci cam așa în scurtă e lucrarea din Moldova. Deci multe, multe domenii, da, în care ești implicată. Minunat! Mă bucur mult să pot cunoaște o femeie ca tine, deși foarte tânără, a luat în serios ceea ce scrie Evanghelistul Matei, de fapt citează cuvintele Domnului Iisus, și duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. Deci chiar și Republica Moldova, chiar orice loc de pe pământul ăsta unde Dumnezeu ne cheamă. Și mă bucur foarte mult că o femeie face lucrul ăsta și este o dovadă că această mare trimitere este și pentru femei. Da. Dumnezeu ne trimite și pe noi. Sigur, nu pe toate ne trimite atât de departe. Da. Probabil că multe dintre femeile care ne urmăresc acum ar vrea să meargă, dar ele deja au copii, au un soț pe care trebuie să-l sprijine în lucrarea lui. Nu vă faceți probleme, că este și aceea o lucrare bună și face parte tot din lucrarea de misiune. Da. Dar tu ești un caz mai special și ne bucurăm că putem să ne mândrim cu tine, în sensul bun, da, în sensul bun, da, da, și să te binecuvântăm, da, să fii acolo o adevărată prințesă din împărăția lui Dumnezeu care, da, să-L reprezinți pe El. Amin.
și te mai așteptăm. Da? Să ne mai spui vești, da, din Republica Moldova, când, da, când mai treci prin România. Da, mulțumesc din nou că m-ați dat oportunitatea să fiu aici. Și noi mulțumim. Dragi telespectatori, este momentul să ne luăm rămas bun. Cu siguranță că v-am pus pe gânduri cu ceea ce am vorbit astăzi și mai ales cu aceste minunate versete care, așa cum spunea și Raluca, nu fac deosebire. Ele sunt pentru toată lumea, pentru toți cei care îl cunosc pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Fiecăruia, că este bărbat, că este femeie, că este mai tânăr sau că este mai în vârstă, indiferent, are această chemare din partea Domnului. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Iată că marea trimitere este la fel de valabilă pentru fiecare dintre noi, chiar și pentru femei, și chiar dacă nu plecați de acasă și nu vă lăsați cultura sau orașul, sprijiniți pe cei care pleacă și astfel sunteți parte în marea lucrare și împlinim astfel împreună marea trimitere. Vă mulțumim pentru atenție și vă încurajăm să fiți o lumină, să fiți o binecuvântare acolo unde Dumnezeu v-a pus. Așteptăm să ne scrieți părerile, sugestiile dumneavoastră, propuneri pentru teme pe care să le abordăm în emisiunile noastre pe adresa de e-mail afișată pe ecran pentru noi femeile @credo.tv. Ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii pentru noi femeile. Dumnezeu să vă binecuvinteze! La revedere! O emisiune sponsorizată de Materom.